Deci, în primul rând, am venit aici să facem rezultat. Era clar că, așa cum s-a întâmplat și în celelalte meciuri, vom avea o misiune grea. Știm foarte bine echipele pe care le antrenează Flavius. Sunt agresive, au jucători de viteză în ultimii 30 de metri, de la mijloc în sus și pun tot timpul presiune prea pe adversar. Însă, Mister a pregătit foarte bine echipa în detaliu, așa cum o face tot timpul. Asta cu noi până înainte să plecăm la stadion și a dat ultimele indicații. Și, bineînțeles, cu efortul colectiv al băieților, am reușit, și puțină șansă am reușit să luăm cele trei puncte. Cum comentați arbitrajul? Păi nu-l comentez. Dar dacă ar fost să fie invers, ați fi comentat? Sunteți puțin agresiv, așa nici eu. Observ, dar, și eu. Dar eu personal pot să vă spun că sunt foarte departe de fază, în primul rând, și n-aș vrea să vorbesc prostii, să spun lucruri care nu le-am văzut. Dar, în general, și dacă fi fost invers, eu personal nu comentez arbitrajul. Niciodată nu am făcut-o și nu o să fac nici în starea asta. Pare rău că o dezamăgesc poate de mult de spate. Acum că va putea de nou de prima, credeți că puteți ieși din campion? Bineînțeles că orice echipă se poate gândi că poate să fie campioană. Ați văzut cât de aproape suntem toate cele care suntem acolo sus, însă noi vom lua meci cu meci și deja va trebui să ne gândim ce am făcut bine și ce am făcut mai puțin bine, să analizăm foarte bine acest joc și să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că după această întrerupere ne așteaptă un joc foarte greu acasă. Asta, chiar dacă am luat cele trei puncte, să nu credeți că ne mulțumește a doua repriză când Iașu a reușit să pună foarte mare presiune de noi și n-a reușit să stăm cu liniile mai sus și să închidem jocul, să dăm încă un gol. Când ne pregătiți unul jucători pentru Național, pentru că la echipa mare și la tinerețe, în momentul de față? Eu cred că toți jucătorii sunt foarte bine pregătiți și sperăm din tot sufletul ca și la Naționala Mare și la locul de tineret lucrurile să meargă bine, să obținem rezultatele pe care ni le dorim, mai ales la U21 să ne calificăm și să fie încununată munca acestor copii cu această calificare pe care trebuie să ne dorim cu toții. Este cel mai bun moment al carierei pentru Hagi, fiul Ianis sau și pentru tata? Este cel mai bun moment al lor? Este un moment bun. Ianis a muncit foarte mult, la fel ca și ceilalți băieți și ne bucurăm.